sâmbătă și duminică la București se dispută faza națională a concursului de robotică adresat studenților pasionați de acest domeniu. RoboChallenge este organizat de echipa ETI RoboChallenge în colaborare cu Liga Studenților Electroniști și găzduit de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București. E vorba despre un concurs național la care vor fi prezenți toți studenții din toate universitățile din România, în speță Iași, Timișoara, București, Cluj. La acest concurs pot participa și pasionați care nu sunt studenți. Pentru ediția din acest an a fazei naționale, regulamentul concursului a suferit unele modificări. Sunt reguli mai stricte, dar care oferă competitorilor șanse egale de câștig. Regulile de data asta s-au pus la punct în sensul că s-au stabilit norme de greutate, norme de dimensiune a roboților. Roboții trebuie să fie 100% autonomi, să nu aibă sisteme de telechidare, deci de comandă de la distanță, și să nu aibă elemente de distrugere a robotului adversar. Giurgiu va fi și el prezent la RoboChallenge prin postul de televiziune TV Giurgiu, partener al concursului, sponsor, dar și participant. Doi studenți giurgiuveni cu merite deosebite și pasionați de robotică fac parte dintr-o echipă cu o viziune și un mod de abordare deosebite, dar și dotați cu multă inventivitate. Noi giurgiuvenii, pentru a patra oară, suntem parteneri media, suntem sponsori și suntem și participanți. Ne implicăm pentru că suntem oameni de tehnică, iar acest concurs adună cele mai iluminate minți din partea tehnică, respectiv electronică, telecomunicații din România. Să creezi un robot care să participe în competiții de profil nu este o muncă deloc ușoară. Procesul tehnologic este unul extrem de complicat, dar și costurile sunt pe măsură. Procesul tehnologic este foarte complicat pentru că acești roboți sunt prototipuri. Deci nu există o mașină de asamblat sau de făcut componentele robotului. Sunt făcuți 100% manufacturial, sunt concepte unice, studenții fac foarte multe teste până ajung la produsul final, strică echipamente, acumulatori, motoare, mecanisme, diverse elemente. Costul unui asemenea robot sare de 5.000 de euro. Anul acesta, concursul RoboChallenge anunță competitori foarte puternici de la facultăți de profil din țară, multe dintre proiectele studenților fiind susținute de autoritățile locale și sponsori care cred în viitorul acestor tineri și munca lor plină de pasiune. Din păcate, autoritățile din Giurgiu nu procedează așa și, la fel ca în ceilalți ani, singurul care a găsit de cuvință să sprijine echipa din care fac parte și studenții giurgiuveni este Nicolae Florian. Autoritatea din Giurgiu nu există. Există un singur om care a fost alături de noi la toate edițiile din trecut și este alături de noi și la această ediție, numit Nicolae Florian. Singurul. Singurul și în numele echipei Flex îi mulțumim și îl așteptăm la viitoarele etape să fie alături de noi. RoboChallenge diferă față de alte concursuri prin faptul că stimulează gândirea, echipele primind un regulament și pe baza acestuia își construiesc roboții de la zero din componente și materiale pe care le au la îndemână. Care sunt probele concursului, cât de puternic este robotul echipei giurgiuvene, dar și care sunt așteptările pe care le avem de la RoboChallenge, puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.